Salutare tuturor! Bună dimineața, dragilor! Ultima zi în California și ne-am propus să o petrecem la înălțime pe un traseu de hike de aici din Malibu. Am condus aproximativ 2 ore din Moreno, de unde stăm noi, până aici. Am făcut un live pe Instagram între timp. Intrați și acolo să ne dați follow. Andreea e puțin lipsită de energie, se vede, dar și-o recapătă pe acest traseu minunat, pentru că eu văd unde trebuie să ajungem. De aici nu pare foarte, foarte greu, dar cu siguranță nu o să fie cel mai ușor. Sunt 2 trasee, unul lung și unul scurt. Am intrat într-un camping, am plătit $12 pentru întreaga zi parcarea și acum urmează să vedem exact pe unde o luăm. Haideți să mergem. Se repetă experiența din Hawaii. Cineva este luat cu elicopterul de acolo de sus, acolo trebuie să ajungem și noi. Dacă vedeți acele vârfuri. Haideți că am întâlnit o doamnă care a emigrat din Austria aici în Statele Unite și ne-a ținut o oră de vorbă. Am vorbit despre călătoria noastră prin lume, despre război și despre tot ce se întâmplă acum în lume și e fascinată, vrea să preia stilul nostru de viață. Voiam să vă arăt că aici este parcarea și aici este plaja, una dintre plajele din Malibu. Și repet, pentru cei ce sunt noi pe canal, noi avem foarte multe vloguri filmate în Statele Unite, pentru că am stat un an de zile, inclusiv de aici din Malibu. Teoretic nu o să repetăm experiența, dar e foarte frumos acum în luna martie, pentru că e primăvară. Vedeți că au înflorit florile, e totul atât de verde, a și plouat. Aici este șoseaua. Ah, dar nu știu pe unde am. Pe aici, pe aici. Trebuie să coborâm. Practic n-ai cum să vii în Statele Unite și să nu ajungi în Malibu. Preț de câteva ore, de câteva zile. Ah, dar nu putem intra pentru că sunt valurile destul de puternice. Dar oricum e interesantă imaginea. Și bate un vânt aici. Tot timpul bate vântul. Știu că am mai avut o tentativă de a merge pe Zuma Beach într-una din zile și la fel bătea vântul îngrozitor. Probabil că vara e bine. Aici undeva e traseul nostru. Știți ce mă motivează pe mine astăzi? Să urc pe una dintre aceste creste? Faptul că Florin ne așteaptă astăzi și ne gătește o friptură, un steak american ca la mama lui, așa, abia aștept. Americanii sunt foarte curioși, mai ales dacă ne văd cu camerele în mână, ne întreabă, dar ce faci? Dar de unde ești? Wow, ce cameră e asta? Pe unde călătorești? Dar unde mai călătorit? Dar de ce? Dar a avut foarte multe întrebări, m-am simțit precum pe o sesiune live de pe YouTube sau de pe Instagram. Apropo, ne întreabă lumea de ce ne plac nouă americanii. Ei mine din motivele astea, că sunt foarte dezinvolți, nu au neapărat rușinea asta cu care suntem noi obișnuiți, bariera asta, domnule, să nu deranjez, tu te întreabă, dar sunt foarte politicoși, foarte, au o energie foarte, foarte faină, sunt veseli tot timpul, că sunt falși sau nu, nu contează, asta e ultima noastră problemă. Ce minciuni spui aici, Andrei? Nu spun nicio minciună. Îmi place libertatea asta lor de exprimare. Ne-au pus o grămadă de întrebări, doamna, multe întrebări ziceam, și foarte faine, tematice, adică fix cu ce ne ocupăm noi. Point Mugu State Park se numește campingul acesta în care ne aflăm noi. Mă uitam acum că o noapte de campare costă $45, preț foarte bun pentru California. Mi-amintesc că noi am plătit $70 atunci când am călătorit cu RV-ul și aici este harta traseilor pe care le putem urma. Sunt 14 grade acum la ora asta și ora 11. La noi, în Riverside, în zona aceea, erau cam 20 de grade când am plecat de acasă, deci e mult mai răcoare lângă ocean, plus că bate vântul, e briza asta. Cam așa arată campingul, aici sunt foarte multe corturi amplasate, rulote, practic vii cu ce poți, vanuri, foarte fain. Mie îmi place mult ideea asta de 2-in-1, mașină și cort deasupra. Foarte, foarte fain. Și oricum e plin, nu mai ai voie, bine, e weekend și atunci, și un Airstream. Cât de interesant. Deci lumea încă mai călătorește cu această rulotă. Aici e o zonă de corturi. Cum arată mașina asta, Ion? Mountain Lion, coioți. Și ce mai putem întâlni? Atât. Cum arată? Ăștia sunt coioții. Bine, am mai văzut de-a lungul timpului și ăștia sunt leii de munte. Arată precum niște pantere mai degrabă. Drăguți așa, aș mângâia mult. Doamne! Not! N-ai voie să-i atingi, dai seama că... Crezi că reușești? Ia, hai! Provocare pentru Ion. Ai curaj? Nu stă, dai seama, e animal sălbatic. Știu. Da, hai să superb. Mergem. Am prins curaj? Da.
Și dacă acum Malibu înseamnă doar casele acestea de milioane, de zeci, sute de milioane de dolari, e bine, în trecut, zona asta, să știți că a fost populată de misionarii spanioli, iar apoi a devenit o zonă preferată de agricultori. Adevărul e că sunt foarte frumoase casele de pe malul oceanului. Mare parte dintre ele, să știți că nu sunt locuite, reprezintă a doua, a treia reședință a cuiva sau sunt case de vacanță, de weekend. Mare păcat! Foarte fain trailer, haideți că ne-am încălzit! Cum e? Greu. Da, ne-am lăudat noi că ne-am apucat de alergat. Am alergat în primele două săptămâni. Hai, și în a treia am alergat eu, că Ion a abandonat. Dar acum am abandonat amândoi. Din cauza mea? Nu, am abandonat pentru că n-am mai apucat, n-am avut timp, efectiv. Corect. Dar nu-i nimic. Mâine plecăm din California, mergem către Utah și ne așteaptă aventuri pe 500, deci o să facem mișcare din plinoare. Sunt șerpi pe aici? E senzațional traseul, cel puțin început. Senzațional! Nici nu știam că Malibu oferă trasee de hiking. M-am zis, pentru mine Malibu înseamnă casele acelea de sticlă de pe malul oceanului, de milioane de dolari și cam atât. Uite-te și tu cât de complex e. Și am înțeles că e și o cascadă aici în zonă, deci sunt foarte multe de văzut și tot felul de ferme de vizitat. Interesant, de-a dreptul. Forța, fie cu noi! Can you get away? They do jump. I ran over one on my mom. Ce s-a întâmplat? Domnii au văzut un șarpe aici, nu-mi dau seama ce fel de șarpe, sau că am speriat. Și m-am speriat, și pe mine. De ce? Tu de ce te-ai speriat? Pentru că a zis, bă, snake! Și am simțit șiretul pe picioare și am sărit în sus. Nu l-ai văzut? Nu! Băi, am ratat așa un moment. Da? Dar nu mai vreau. Mama mia, dar ce m-a spus. Eu făceam un story pe Instagram, nu mi-am dat seama ce se întâmplă în jurul meu. Am îndoi, zic, snake! De la căpușor! Am îndoi, snake! A intrat într-un tufiș și a zis să fim atenți că el sare, dar nu știu ce fel de snake. Ai, dar nu mai vreau să merg. Știți vorba aia, te sperii și de umbra ta, te sperii și de șiretul de la papuci. Doi oameni care fac snake cu degetul către piciorul meu. Da. Și o simt șnurul ăsta pe picior. Hai, mergi, nu te opri. Go, 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 Ion. Ups, la asta nu m-am gândit. Oceanul în toată splendoarea lui. Dar așa, dintr-o dată, că am făcut noi stânga la un moment dat, pentru că aici sunt mai multe trasee. Practic poți să o iei pe unde vrei tu, că tot acolo ajungi, adică tot priveliștea asta o ai. Dar e rece. Oh, fabulos. Mare, vedem balene? Cred că este sezonul lor acum. Urcăm mai încolo? Hai să urcăm puțin, da. Mamă mia, dar ce vânt bate aici. Foarte ușor traseul, deloc dificil. Singura chestie care ne-a speriat este cea cu șerpii. Dar în rest este numai pomenit. Fluturi de toate culorile, păsări, flori. Ați văzut și voi, câmpul este plin de flori galbene. Și mulți oameni pe traseu, într-adevăr, nu suntem singuri. Ha, uite și șoseaua, autostrada 1, wow, ce fain se vede. Și jos e plajă. Sunt câteva oameni, într-adevăr, care stau acolo undeva în partea dreaptă. Fabulos! Chiar îmi părea rău dacă plecam din California și nu revedeam Malibu și nu revedeam oceanul și nu experimentam așa ceva până la urmă. Mi s-au înmuiat picioarele și cred că mă așez puțin, că mi-e frică să nu mai ia vântul. Am cucerit vârful. Wow, ce fain se vede! Nu, nu!
Uite, poți să ajungi până acolo. Nu vreau, mulțumesc, mi-e bine. Fantastic punctul ăsta. Nu știu dacă am ajuns unde trebuie, dacă este cel mai bun punct de a observa zona asta, însă mie îmi place la nebunie. Mi se vede coasta. Uimitor de-a dreptul. Aici sunt dune de nisip, dar nu știu de ce. Acum imaginea lor nu este tocmai bună. Știu că nu erau tufișuri, era foarte fain. Puteai urca pe ele, da. Într-adevăr, de la ploaie vezi că vegetația a crescut. Nu mă așteptam să fie așa de fain, sincer. Și chiar. Mă așteptam să fie atât de ușor. Și puteți și voi, dacă locuiți în zonă sau dacă vizitați California, puteți veni aici și puteți avea parte de asemenea imagine. Mamă, dar bate un vânt aici. Ne usucă vântul, ne usucă pur și simplu. În ultima vreme am prins vânt în California foarte puternic. Toată California a fost sub atenționare de vânt puternic în ultima lună, da. Meteorologul de serviciu vă transmite. Eu n-am grijă la șerpi. Andreea. Băi. 2 2. Nu-i corect. Bă, băi. Nu mai fă din astea. 3 2. Nu mai fă din astea, că atunci când o să fie pe bune, nu o să te cred. Nu mai facem un bug. Nu mai facem glume proaste. Coborăm? Mai stăm un pic. Să ne clătim ochii. A venit momentul să coborâm, să încheiem traseul început. Foarte frumoasă imaginea și trebuie să recunosc că o să-mi lipsească California enorm în toată perioada asta. E unul dintre motivele pentru care trebuie să pui Statele Unite pe hartă. Uitați-vă și voi ce imagine și e doar 0,05% din ce oferă statul acesta. Munți, canioane, plaje, ocean, vibe-ul acesta de LA, de Hollywood, nemaipomenit. Nu vreau să mai plec din California, așa cum n-am vrut să plec din Hawaii, nici de aici nu mai vreau să plec. Simt că o parte din sufletul meu va rămâne aici și cu siguranță vom reveni, că știți, noi atunci când punem ochii pe un loc și ne place foarte mult și ne simțim bine, revenim. Malibu, baby! Ce ziceți? Vreți să revedeți casele vedetelor de pe plajă? Mergem așa și dăm o scurtă plimbare, pentru că nu e vreme acum de stat la plajă, e vânt, vedeți și voi, și nu e foarte cald. Am mai crescut temperatura, oare? Ia stați să vedem. Sunt 15 grade, am mai crescut cu un grad. Ne vedem de jos, deci ne-a bătut vântul aici cumplit de tare, cumplit. Abia putem vorbi și mi-e frică să nu mă ia să cad undeva într-o parte. Noroc că am rucsacul ăsta mai greu în spate, că altfel m-aș duce la vale. Și iarăși trebuie să fim atenți la coborâre. Așadar, ne vedem de jos. Mister de slușit, nu sunt șerpi aici, sunt doar niște șopârle care sunt mai mari ele așa și seamănă cu un șoapă. Seamănă, da. Te sperie pentru că probabil se aude de foșnetul frunzelor, dar uitați cât de simpatic e șopârlița, stă la soare. A. Uite, dar e lunguiață, vezi? Băi, e șarpe. A, nu, e șopârlă. E șopârlă, dar e lungă, dar într-adevăr e șopârlă mutant. Gata traseul, am ajuns înapoi în camping, ne continuăm periplul prin Malibu, sperăm să vedem o plajă acum. Și un actor celebru. Cine știe, rămâneți cu noi. Am uitat să vă arăt zona asta de toalete, dușuri din campinguri, cam așa se prezintă. Foarte multe facilități, vedeți mese pentru picnic, zone din acelea unde se poate face grătar sau foc pentru marshmallow. Și ești la 2 pași de ocean. Da, ai traversat autostrada și ai ajuns la ocean. Asta e pentru apă potabilă, probabil. Orice camping de genul acesta are toate facilitățile necesare pentru rulote și autorulote și
corturi. Corturi, da. Și aici cineva și-a pus șosetele la uscat. Expoziție de șosete. Hai că e tare de tot. Oricum, mi s-a făcut dor de călătoria cu autorul Lota și abia aștept să înceapă turul Europei. O să fie inedit de-a dreptul, o să stăm în foarte multe campinguri și abia așteptăm să împărtășim cu voi experiența asta. O să mergem în țările nordice, peste tot. O să facem turul Italiei, turul Franței, o să ne axăm pe zonele rurale și abia aștept. Și ce imagine frumoasă avem noi în față. Foarte multă poliție în parc la ora asta. Înțeleg că cineva s-a pierdut, de aceea erau și elicopterele survolau deasupra și acum băiatul care s-a pierdut este luat la întrebări. S-a stricat vremea, dimineața era soare, era mult mai plăcut, acum e cam ciudat. Niște rațe sălbatice aici. Da, natura este uimitoare în California și este foarte, foarte complexă. Am intrat în Malibu, am trecut de zona Zuma Beach, una dintre plajele de top de aici și vrem să vedem îndeaproape casele astea de milioane de dolari. Practic ne-am abătut de la drumul principal, de la autostrada 1. Eu n-am mai fost aici cu Adrian Ghilă cu Ferrari. Uitați-vă puțin ce frumoasă e proprietatea asta și ce mică, cochetă, cu vedere către ocean. Wow, paradis! Și aici nu bate vântul, e însorit. Zici că am schimbat statul și aici sunt niște palate, efectiv, pe partea opusă. Nu, 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 nu sunt de prost gust, asta îmi place și mie. Ce frumoase sunt! Și se construiește în zona asta destul de mult, observ, vedeți, stânga, dreapta. Da, aici ai vedere către canion și aici ai vedere către ocean pe partea asta. Da. Oare ce vedete locuiesc aici? Acum mă simt precum un paparazzo, în acțiune. Asta e, da, e palat. Dar se construiește acum. Se renovează. Ia uitați-vă și asta, ce micuță, e frumoasă. Ideală pentru două persoane. Da, uitați-vă, garduri de genul acesta. Să cât de scump e să întrețin gardul ăsta. Trebuie da. Pus sau nu, în interval. Nu, cine se mută aici nu-și mai pune problema cât costă întreținerea gardului, a curții, a piscinei, nu. Am ajuns în Malibu, a trebuit să trecem prin terasa unui restaurant unde erau parcate doar Lamborghini și tot felul de mașini. Nici eu n-am mai fost niciodată aici. Asta este intrarea către plajă, stânga-dreapta, casele oamenilor de milioane de dolari. Zona rezidențială, trebuie să facem liniște. Este semnalată zona proprietății private, nu avem voie să trecem de aceste frânghii. Dar oricum interesant să treacă oamenii când vin la plajă pe lângă casa ta, nu știu ce intimitate ți oferă. Mă simt ca în Sunset Beach, nu știu dacă voi ați văzut filmul, bine, n-a fost filmat pe plaja asta, dar cam așa arăta imaginea. Wow! Super, super frumos arată. Ia, ce drăguț e cățelul ăsta, cum stă el aici. Nu e nimeni pe plaja asta. Bine, sunt și multe în zona asta, Malibu. Și cine vine la plajă nu o să își pună prosopul aici în fața caselor. Ce formă interesantă are casa asta. N-am mai văzut. Care mai de care? Mai frumoasă, mai mare, mai grandioasă, mai luminoasă.
zona proprietăților private, adică a curților, începe de la aceste afișe. Vedeți că scrie No Trespassing Private Beach. Deci, teoretic, au și ei o zonă privată de plajă. Da, cred și eu că la milioanele de dolari pe care le plătesc pentru a locui aici, la zecile de milioane de dolari, merită și ei o fâșie de nisip. Într-adevăr, nu se aude nimic de aici. Chiar mă întrebam adineauri, ok, plătesc milioane de dolari pentru a locui în zona asta, ești deranjat de turiștii care vin aici, de curioșii ca noi, dar și de traficul de pe autostradă, dar nu se aude, nu se aude nimic, se aud doar valurile. Pentru mine, casa ideală e în genul celei de aici din stânga, micuță, drăguță, însă nu mă pot da înlături nici de la cea imensă cu pereți de sticlă. Foarte frumos! Interesant e că această casă este construită în fața celeilalte. Practic, cealaltă nu are deloc vizibilitate, nu are nicio imagine, nicio priveliște asupra oceanului. Și exact ce spuneam la începutul vlogului, mare parte dintre ele sunt case de vacanță. Eu nu văd niciun om și îmi dau seama că multe dintre ele, cred că 90%, nu sunt locuite. Pentru că au obloanele trase, nu vezi niciun om pe terasă. Voi sta toată ziua aici. Dacă voi, eu aș sta toată ziua pe terasa și casa asta este în construcție. Wow, ce frumoasă e! Dacă voi recunoașteți vreo casă care aparține vreunei celebrități de aici din state sau dacă ați văzut-o în vreun film, nu știu, lăsați-ne și nouă în comentarii. Oricum, în Malibu se petrece acțiunea serialului Doi bărbați și jumătate. Spuneți voi dacă vreo casă arată ca și cum ar fi locuită, că mie nu mi se pare. Eu mă gândeam, stai să vezi, mă simt prost că filmez aici, încălcăm intimitatea oamenilor. Nu, e ok, suntem în elementul nostru. Foarte interesant sistemul, oricum vedeți că ele sunt ridicate. Există aceste schele din lemn. Am găsit o casă locuită, erau doi bărbați pe o terasă, nu doi bărbați și jumătate, și au fost foarte prietenoși, ne-au făcut cu mâna, ne-au făcut ok, că noi ne pozam, ne filmam pe aici. Cu siguranță erau milionari, actori de la Hollywood, semănau într-adevăr cu niște personaje pe care le-am văzut noi prin filme, dar n-aș ști să vă spun acum cine, cum, că tot seamănă între ei. Cam asta a fost scurta plimbare prin Malibu, plaja asta se numește Escondida, nu? Aici ne-a dus GPS-ul, sunt multe astfel de zone care pot fi observate de turiști cu ochiul liber, care nu încalcă nicio regulă a proprietății private. Se întinde oricum pe o suprafață mare și puteți opri pe marginea drumului, parcarea este gratuită și vă puteți clăti ochii cu astfel de imagini. Gata, mergem la Florin să mâncăm steak! Ne-e foame! Hai Florin, să vedem cu ce ne surprinzi, așadar ne vedem de la șef din bucătărie. Am impresia că am ajuns la un trib Navajo azi. Exact. Gătim așa, exact, rudimentar. Bine te-am regăsit, Florin. Ți-era dor de noi? Poți să faci și afară și o bucătărie ca nuntru. Ce ne gătești azi, nu ce gătim? Că noi ce suntem cu filmată. Încă o dată ce ați vrut voi. Ați vrut steak, carnivore. Steak. Vezi, curge discuția, știi? Curge, da. Te-am întrebat și ți-am zis, te-am întrebat, vrei să curgă ca Nilul sau ca Amazonul? Lung sau cu... Mai cum e ceva? Du-te în casă și aduc carnea, lasă. Du-te în casă că ai treabă.
Ideea este că Florin are un grătar aici foarte frumos în partea stângă, are și o masă unde am făcut noi zilele trecute mici. Dar vrea să ne gătească altfel de data asta și noi ne supunem că nouă ne e foame, nu mai contează. Dar știi ce era fain? Niște cartofi în jar, ia să-i propunem. Semen, ulei, odev, semințe de strugure sau de avocado, care are temperatura de ardere foarte înaltă. Ca să-i formezi crusta, înțelegi? Asta trebuie să nu se ardă. Eu aveam impresia că procesul e invers. Știi că pui mai întâi carnea în unt și apoi o lași să se rumenească. O arde foarte repede. Carnea se arde și nu mai ai timp să o faci în interior. Că atunci ce faci? Și ce pui acolo? Rozmarin? Uh-huh. Mamă! Și cimbru. Și cimbru. Artă, domnule, artă. Și usturoi. Nu vă imaginați cum miroase! Din americani la poartă aici. Carnea trebuie lăsată încă vreo 7 minute, așa. Dar de ce? Care e rostul? Tot jus-ul ăsta o să rămână în interior. Dacă îl tai acum, se duce tot aia, că așa se rămâne. Ok. Am muncit astăzi, uite. Păi da, Corina a făcut salata, uite. Da, ieri. Eu n-am mâncat nimic, recunosc toată ziua. Andreea a mai roțit ceva. Nici eu. Pentru că abia am așteptat minuneția asta. Magia din farfurie, a la Florin. Florina a adus din tigaie niște unt topit și grăsime ce a lăsat carnea și pune peste piure. Cum arată în interior? Eu spun asta și înghit în sec. Nu ți imaginezi, Andreea, cum e. Despre asta e vorba, se topește carnea în gură. Și piureul la fel se topește în gură. Cam despre asta e vorba. Ce a gătit. Totul se topește în gură aici. Asta a fost tema mesei. Poftă bună, ne vedem după. Mulțumim, domnul Florin. Mulțumim, doamna Corina. Încheiem vlogul aici. Florin face bâză. Nu vi-l arăt. Cum a fost mâncarea? Extraordinar. Iată, și ne strică încheierea. Vlogul nostru se încheie aici. Ne luăm la revedere de la Florin. Corina, de la Ion, nu? Încă nu. Mulțumim, șef Florin. Mulțumim, Corina, pentru ne tot. Ne vedem peste câteva zile. Da. Ne vedem peste câteva zile cu noi aventuri și ne vedem peste câteva zile pe canalul lui Florin, pentru că o să posteze un vlog. Abia așteptăm.